Salutare, în fața și la un nou episod de FC 24 pe Opening, premiul la FUT Champions și, bineînțeles, alte pachete din care sper să pice nenia Cristi Șef. După acest serie, nu uitați să primiți butonul like, e foarte important să abonați și legendar de important dacă nu deja sunt să follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă să folosiți codul de reducere KTXPKH pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocul fiind pe G2A și, bineînțeles, dacă aveți nevoie de FC24 coins pe u7buy.com folosind codul de reducere KTX. KTX pe Fortnite 8 milioane de dolari și bicep și meci doar dacă folosiți codul de reducere Cătă 10 pe nutrilean.ro. Let's go time, domnilor, uitați-l pe nea Cristi acolo cum așteaptă să fie ampachetat. Nu împachetat, ampachetat. Trebuie să meargă pe tronele. Să vedem ce tragem pe dreapta. Am jucat în continuare două weekend league-uri per weekend pe ambele conturi, stilul topor. Poate ar trebui să fac o pauză, nu știu ce să zic, până când vine noul EFC, ca să nu intru în, cum să zicem, în full nervi legendar total când vine FC25. Și așa e un pic jalone. Adică să știm dacă se vede. Răjala totală continuă. Mă, bun. Trebuie să se vadă pentru că are așa un pic stilul tigru. Cu linii, cu un alta pe aici. Ce mai întâmplă, frate? Ce să faci, frate? Birou versus controller. De obicei câștigă, nu știu cum, biroul. Dacă pușca și prea alată, trebuie să-mi iau un controller încă o dată. Al 9-lea sau al 10-lea oare? Nu mai știu. Dacă am pe acolo. Dar la următorul FIFA cu siguranță nu o să se întâmple la fel, pentru că următorul FIFA o să fie bun. Ne distrăm de dimineața până seara. Categoric all day every day. 82 salpa Nintia. Domnul Fofana. Bani cinstiți, colecții adevărați. Am și un pachet 83x20, scos ce dă din el. Dacă e lemnărie sau salpa. Fiind totuși footies, mai având undeva la o lună și o leacă până la finalul jocului, mă aștept să fie cel puțin un card footies acolo și cel puțin 5 carduri speciale, cel puțin aș zice. Asta în teorie, în practică vedem imediat dacă au deschis robinetul sau mai las un pic așa. Panghelii, domnișoara Aniomios, Nea Medina, Zionule. Scuze, la primele de la Uchelici o să dea. Dacă avem Bulanozaurus Rex, tragem pe dreapta, am Cristiano Ronaldo din ăla de 98 era oare, cred că 98. Rare players back. Carduri gold all day every day. Parlez-vous français rămâ. Nu știu cine ar putea să fie. Nenia Dembeleozaur este Nenia Diaby. În următorul FC, dacă spică Diaby, în cazul în care are carduri așa, cu base mare, o să fie cel mai rău lucru, mai ales la început de joc. O să vedem ce mai am pe aici și lea. Rare Electrum Players Pack. Cardurile gold, să fie bine, să nu fie rău. Nia Mendy, Marchiori și Akintola iau. Salpa domnilor. Mai dăm încă 3 pachete din astea purdeozaure și le zim 83x20-ul ăla, că sunt curios. Poate tragem și un icon pe dreapta în cazul în care dăm multe dubluri. 84x2. Avem Rozosin, dar nu-i footies. Nu știu ce mie să zic diferată, nu-i foot birthday. Este linea Rashpadori pe care l-am mai prins, dar nu știu dacă l-am băgat la SBC. 88 rating. Not good, not bad. Perfect, l-am băgat la SBC. Domnișoara cu casca de motociclist în cap. Hai mai cu metri. Pachetul 31, care practic este 13, făcut invers. Deci înseamnă că e noroc intergalactic, interspațial, total, legendar, 83x3, Cristiano Ronaldo. Din următorul era, de fapt, Portugalia totuși a numerit. Domnul Ruben Neves. Albanenia. La următorul pachet ar trebui să fie Cristiano Ronaldo, fiți antenă. Ai tot X3. Unde ești? 83x3, Cristiano Ronaldo. Italia. E Maldini. Ok, nu e nici Maldini. Mamă, chiar 3 carduri 83 din 83 plus. Ce să zic? Hai să vedem 83x20. Cum am zis, mă aștept să fie minim 5 carduri speciale.
și un footies. Acum dacă pic un footies slab, aia e, da, mă aștept să fie totuși footies 83x20, adică în orice lemnărie de pachet. Haman, NMA, să fie bine, să nu fie rău. Ultra Mega Topor. Măcar nu-i car gold. Nu cred că nici footies. Aici în Enia Mazăre. Din spate. Da, nu-i footies, e car din ăsta purleozaur. Bă, ești nebun la cap. Nu cred că are nici cine știe ce rating. Ia un D86, bă băiatule, pachet 83x20, să nebunesc. Cât de slab a fost pachetul. Când mai avem o lună până la finalul jocului. Holy șnețel. Și un singur card special dintr-un pachet din ăsta, bă băiatule. Am făcut și un 85x10 cu dublurile astea. Hai să vedem, poate e mult noroc de aici. Deși cam slab, sincer să fiu, adică 83x20, mă nene, mă. În full ultimate game avioane din astea. Nu mai e când să mai prins carduri să aibă relevanță. Cam ăsta e ultimul moment. Ultimul drum. Mai avem o lună și 15 zile. Deci o lună și 2 săptămâni, o lună jumătate. Amă nene, 85x10. Nici nu mă gândesc că nu pică măcar două carduri speciale legendare totale. Avem Icon, cred. Domnișoara Show. Nu mai știu dacă, ba nu-i show, cine e ăsta? Nene Antonio și avem în spate un Nike când ai Food Birthday, cred, deci la Food Birthday nu prea are ce să pice interesant. Este Nenia Pirlo. Când a apărut card a fost interesant, în momentul ăsta jocul nu cred că mai are vreo relevanță, dar nu l-am prins, cred, până acum pe Nenia Pirlozauru. Ok, și măcar o dat carduri speciale. Pirlones, mamă, e 20 de mii. Dai seama ce o să facem în momentul ăsta. Hai să zic 3-400 de mii de coins. Poți mai bine băgând Icon. Aia e. S-a tras pe dreapta noul pack. Practic poți să primești Icon și din Team 3. Nu mai știu ce footist Team 3 era. La Icon. Dar poate vine totuși unul care să facă ceva la echipațiune. Un center back sau un right back n-ar fi rău. Fanghili, Fanghili. Manevrață. Dai să meargă pe tronele să vedem. Tragem pe dreapta ceva interesant înainte de prin la weekend sau... Pana. Icon profile. N-avem. Avem. Deci unul singur este Icon footies. Din nou. Ieri am deschis. Sau eu, alaltă ieri, nu mai știu. Două. În ambele au fost Nenia Baresi. Când a fost vorba de Icon footies. Te rog. Orice, dar nu Baresi. Orice. Cel mai prost posibil, dar nu Baresi. Opa, asta e că nu-i bine. Atribut details. Și asta e cu ce începem, mă, nene-o. Avem racheta, finestru și magnet. Rachetă, finestru și magnet. Abar n-am cine ar putea fi, dar mi-am venit în minte acum un card pe care era să-l joc, Nenia Müller. Dar nu mai țin minte exact. Era footies sau are Müller? Cred că footies Müller ăsta ultimul, nu? Mi-a plăcut mult cardul lui. 93 jumping. 99 la Datsuburic. Dribbling destul de bun. 89 composure, un pic cam puțin, deci ar zice că e jucător right winger sau left winger. Are frichi ca cura, sin rez nimic. Shoot-ul bunicel. Face-ul bun și este Nenia Sanchez, a.k.a. Lemnie dă foc. Mai ce să faci cu nenia asta. Avem dribbling, Rivela și power shot. Ăsta mai fost și ieri, dar nu mai știu cine era. Cred că era... Chobi? Chiar nu cred că e Chobi, nu? Că Chobi parcă n-are Rivela. 97 stamina, 96 jumping, 86 la dat buric, super dribbling, super passing, passing-ul e maxat chiar. Cine-i mă scârțarul ăsta? Și shoot bun și pace bun. Dar trebuie să fie evident left winger sau right winger pentru că nu are defensivă, dar cine o fi oare mă scârțarul acesta? Sir Bobby Charlton, ok, un card nou. Bă, pe ăsta nu l-am jucat deloc anul ăsta, nici varianta base n-am prins-o, nici golațul. Not bad. Not bad. Măcar nu e full bocan. Hai să vedem. Cardul footies. Să fie oare săr... Să-i zic. Mamă, ce-mi scapă. Baresi? Opa. Mamă, stai că stai. Opa. Nu e Baresi. Dar după lebeniță, rapid style din ăsta și că scrie aici un V, îi... Îl cheamă olandezul. Mamă, ce-mi scapă numele lui. Van Persie,
Van Piersicaru, pe care l-am prins anul ăsta. 90 stamina, 99 l-a dat sub buric. Dribbling-ul cam lemne, passing-ul cam lemne, shoot-ul legendar, pace super bun și este avanistă lui Van Persie. Van Persie nu știu, are care o are din asta. Măcar nu este Baresi, frate. Chiar dacă l-am fix pe ăsta, măcar nu-i Baresi și măcar am prins un card pe care s-ar putea să-l bag să-l testez. Nu știu cât costă, nu știu dacă e bun, 5 cu 5 parcă. Anu, 4 cu 5. Jucător de picior stâng, din ce am observat la adversari, chiar dă bombe ca lumea de la distanță. Cum am zis, cardul arată super bine. Nu știu cât de mult mă ajută vrăjala asta, dar chestia asta îmi place. Power shot-ul îmi place, mă mir că n-are niciun finez nimic pe aici, dar are totuși Crivella. Crivella nu știu dacă mai funcționează tare bine, dar e bună la creație, e bun. Îi dăm o șansă și lui Sir Bobby Charltone, care costă ok. Bă, în momentul ăsta jocul e scump. Aproape 700.000 de coins. Not bad, my friend. Tragem pe dreapta, să am cumva vreo șansă să-l bag în echipă. Nu am uitat să văd ce din alea are. Nu cred că are right winger și din alea. Poate în locul lui Vini Jus să-i dau o șansă așa în bandă. Numai asta cred că ar fi mai degrabă CIM. Eu nu joc cu CIM, că eu joc cu benzi din astea. Are sunt fel de CIM, de fapt. Eu joc 4-2-2-2. Hai să vedem totuși. Dar nu cred că are vreo șansă să intre. În ideea în care... Bă, dar stai, poate are și ăsta cam. Și atunci pot să bag doi campi. Veric, ai cam? O, are și ăsta cam. Pot să pun direct formația 4-2-2-2 atunci. Legeriano. Să vedem, n-ai cumva lămâ? Bobby Chardonnay, nu are doar cam și CF. Ok. Notă problema, friend. Vini Jus. Ai jucat o groază de meciuri la Clubao. Ba, stai că e bine. Ba, nu e bine, că trebuie să fie aici CIM. Deci dacă era aici CIM, era perfect. Dă-ti în spanac. Din că următoare cu CIM acolo. Cred că asta e, nu? Ăla-i tot i-am dat de cap să nebunesc. Bun, deci îl jucăm până la urmă cu Bobby Charltonez. Ce formații, mă, nu, nici nu prea îmi place chestia asta cu atâtea CM-uri, CIM. Lasă-mă, frate, să pun jucătorii oriunde, dă-i în spanac. Îl chemă să-i toată lumea să-i joc cum am eu chef. Atâtea lemnări. Bun, l-am rezolvat pe ăsta, hai să luăm prin la Weekend League. Au venit și prin la Weekend League, cum ar fi să-mi dea ceva interesant acum și să fiu nevoit din nou să schimb echipa. După ce am stat două săptămâni să-i fac schema ță. Începe în recop 5. Avem... Ok, nenea cool, not bad. Care avem Foderini, opa. Nenea Sala, am crezut că am deschis pachetul la player picul ăla normal. Pune și ăsta 92 rating. Hai să vedem de aici, există o șansă. Upgrade la Cristiano Ronaldo, 98 lemn de foc avioane. Doi portar corecți adevărați, parcă mai fost dată scenariul ăsta. Bine, și așa ce să zic. Vom pune Oliță Watkins. Continuăm aici cu jucători din ăștia, cred că ăștia erau PTG, nu? Sau tot atât din aia, nu? UEFA, ba, PTG. Ha, mă, nene, mănc un PTG Portugalia. E corect. Bruno OG. Ce să zic? Bun, e și ăsta. Cam slăbuțe premiile. Dar ai, ai, se putea mai bine, se putea mai rău. Îi dau arăl ăsta cu Xer și se le iau după aia. Mai că dăm cu Xer de data asta și vedem ce luăm și din pachet Ozini. Dar mai aveam două pachete interesante. Un cop 5x3 cred și ce mai era pe acolo. Hai cu metri. Să fie bine, să nu fie rău, dăm ceva tradable de 700.000. 600.000. Rozosin, nu-i futiz, cred. Nu-i futiz. Sau? Cu galben acolo, nu cred că e futiz. Nu-i futiz. Băgam iaș. Nenea Eder Militao. Not good, not bad. Măcar sunt doi jucători de la Real Madrid. Dar n-ai ce să mai faci cu Eder Militao, cu toți băieții. Avea vreo evoluție, ceva, nimic. Salutare, pa. Ah, bun, și cred că mai era încă un pachet. Parc. De fapt, nu mă, stai că nu stă pachet aici special cu carduri. Trebuie să faci următorul rang. Ah, bun, hai să stăm ultimii pe ăsta. Astea au fost primele la Weekend Ligianu. Fără gol pe dealuri. Dar, măcar ne salvează nenea Sir Bobby Charltoanele. Mi-a dat și el lucru să fac echipa și cam asta a fost. Hai să-i pun și pe ăștia sus dacă tort. Și ne auzim data viitoare, domnilor, nu uitați să faci un comentariu cu ce ați primit din premiul la Weekend League, dacă vă mai jucați. Să aveți o săptămână bestială în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!